Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la 1 Petru, capitolul 3, și am să citesc de la versetul 3 la versetul 5, 3 versete, pagina în Biblie 1193. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Având în vedere natura slujbei din această dupămasă, în cea de-a doua parte o să avem o întâlnire cu învățătorii de școală duminicală și de asemenea cu părinții copiilor care vin la școala duminicală, aș dori să am un mesaj de aproximativ 30 de minute pe care pe program l-am intitulat Pericolul, unul din pericolele creștinismului, și anume ținuta extravagantă. Vreau să vă spun că ce voi expune în fața dumneavoastră nu sunt gândurile ale mele doar, ci vreau să prezint din punct de vedere biblic ce spune Scriptura despre felul nostru de comportament, de îmbrăcăminte, și așa cum spune Apostolul Petru, atenționându-ne asupra acestor trei lucruri, și anume împletitura părului, purtarea de podoabe de aur și îmbrăcarea hainelor. Are Biblia ceva de spus în sensul acesta? Putem noi ca și creștini să acceptăm această învățătură biblică? Amintiți-vă când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor următorul lucru: dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. 70 de ucenici n-au putut accepta această învățătură. Și au spus: asta e prea de tot. Au plecat. Uitându-se spre cei 12, Domnul îi întreabă: voi nu vă duceți? Iar ei răspund: la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Calea creștinului nu este o cale legalistă, dar nu este nici o cale libertină. Calea Domnului este calea Domnului. Ea este îngustă pentru că prezintă anumite lucruri pe care lumea nu le poate accepta. Nu se poate conforma și nu vrea să le adopte ca mod de viață. În momentul când am decis, fiecare dintre noi, să fim creștini, am decis să călcăm pe această cale îngustă, care, dacă nu mergem pe ea, nu vom ajunge niciodată la destinația finală, veșnicia cu Dumnezeu. Această cale nu este trasată de apostoli, nu este trasată de biserică, n-a fost stabilită la concilii, Nicea sau alte concilii care au fost de-a lungul istoriei bisericii creștine, ci această cale a fost stabilită de însuși Iisus Hristos. La început, creștinii, cei care acceptau învățătura lui Hristos, nu se numeau creștini, ci această convingere în învățătorul, în rabunii, în Mesia, se numea calea. Așa se face că Apostolul Pavel, când își scrie autobiografia vieții, el spune în scrierea lui, privind trecutul lui tenebros: nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit calea, biserica lui Dumnezeu. L-am prigonit pe Hristos. Abia mai târziu, în Antiohia Pisidiei, numele din calea se transformă în numele de creștin. Și astfel, de atunci și până astăzi, noi ne numim creștini. De ce este important exteriorul creștinului? Pentru că a apărut o învățătură libertină în aceste vremuri, și această învățătură libertină spune în felul următor: nu contează cum ești în exterior,
Contează cum ești în interior. Ignorând învățătura lui Iisus care spune din interiorul inimii vorbește gura. Sau din prisos, ca să folosesc termenul tradus de Cornilescu, din prisosul inimii vorbește gura. Adică din bogățiile inimii, din ceea ce există în inimă. Deci, concluzia lui Iisus este următoarea. Ceea ce ai în inimă, aia iese pe gură. Că nu poți să iasă pe gură decât numai ce ai în inimă. Când un om este nervos și când din gura lui ies cuvinte perisabile, stricate, asta este în inimă, stricăciune. Că nu poate să fie în inimă sfințenie și în gură să fie cuvinte porcoase, josnice. Prin urmare, ceea ce ai în inimă, aia expui în exterior. Și aș vrea să le iau pe fiecare pe rând. Biserica creștină are doi mari apostoli. Unul este apostolul neamurilor și unul este apostolul evreilor. Apostolul evreilor este Petru. Apostolul neamurilor este Pavel. Între cei doi, la un moment dat, a existat un conflict. Marcat fiind de obiceiul evreiesc, Petru, din când în când, cădea și în lanțul fățărniciei. Pavel, care era apostolul neamurilor, a avut un conflict destul de serios cu Petru, mustrându-l pentru atitudinea asta fariseică. Petru nu s-a supărat, ci s-a pocăit. Și știți contextul, nu are rost să vi-l explic. Astfel că, atât apostolul Pavel în 1 Timotei 2,9, cât și apostolul Petru în 1 Petru 3, 3 și 4, vorbește despre ținuta exterioară a creștinului. Și spune că este atât de importantă precum este importantă ținuta interioară. Pentru că ceea ce are creștinul în interior întotdeauna va fi tentat să expună în exterior. Și asta contează. Cum spunea unul dintre teologii americani, îmi dau seama de starea spirituală a unui creștin și după poziția fizică din biserică. Dacă poziția lui fizică în biserică este o poziție de acceptare, de interes, îl vei vedea că stă cu ochii și cu urechile ațintiți înspre predică când se predică, cântă când se cântă, se roagă când se roagă. Dar dacă el este un creștin dezinteresat, care vine aici din alte motivații decât cele spirituale, atunci poziția lui în biserică va fi ca la, unde să zic? O poziție indecentă, înțelegeți? Este un păcat să stai în biserică așa, să adormi. Să țipești. Nu numai că e un păcat, dar este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Este păcat să mesteci gumă în biserică, în timp ce se predică Evanghelia, în loc să mesteci cuvântul lui Dumnezeu. Este păcat să te uiți pe telefon, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe orice vrei, în timpul slujbelor din biserică sau să te uiți la, știu eu, la meciuri de fotbal, de altceva. În timpul slujbei. Este un păcat. Este un păcat să fii dezinteresat de tot ce se întâmplă aici. Și mă rog lui Dumnezeu să-ți schimbe atitudinea, dacă cumva este una din cele expuse. Iisus a spus un singur lucru. Luca 9, 23. Dacă voiește cineva să vină după mine, ascultați bine, să se lepede de sine, adică să se dezică de sine. Să zică, nu mai fac ce vreau, ce-mi place, ci vreau să fac, Doamne, ce-ți place. Ceea ce spune apostolul Pavel despre sine însuși. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și acum aș vrea să le iau pe rând. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului. Frați și surori, contează cum ne purtăm noi părul. Haideți să vedem ce spune Sfântul Apostol Pavel. Ce spune Biblia? Că asta mă interesează. Păi nu mă interesează ce zic legaliștii sau ce zic libertinii. Pe mine mă interesează ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El este normă de autoritate în materie de credință. După El trebuie să mă iau. După ceea ce spune Biblia. Altfel, restul poate fi tradiționalism. Sau poate fi libertinism. Hristos nu apreciază nici tradiționaliștii farisei și nici libertinii care vor să meargă pe calea Domnului ca pe autobandă. Nu se poate. Iată ce spune 1 Corinteni 11:15. Vă rog foarte mult
Să îmi postați și să mă ajutați voi rapid să îmi puneți versetele biblice, da? 1 Corinteni 11 cu 15. Ascultați. Puneți-mi și 14. Haideți să vedem ce spune 14. Nu vă învață chiar și firea, adică fără să mergi la școală, că este o rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. Pentru că părul i-a fost dat, ce? Ca învelitoarea capului. O să revin și să vedeți, nu-i semnul stăpânirii, ci învelitoarea capului. Pe Dumnezeu îl interesează ca un bărbat, după spusele lui Pavel, care are Duhul lui Dumnezeu, să poarte părul scurt. Să nu vină cu părul lung. Unul singur a trebuit în Biblie să poarte părul lung. Dumnezeu i-a zis să nu-și tundă niciodată părul. Era nazireu. E vorba de Samson. Și părul lung i-a conferit putere, pentru că Duhul Domnului stătea în cele 7 șuvițe de păr pe care n-avea voie să le taie. Dar în afară de el nu găsim pe niciunul. Uitați-vă la Absalom, care n-a ascultat de sfatul lui Dumnezeu și datorită părului capului a trebuit să moară. Iar pentru o femeie este o rușine să poarte părul scurt. Să se tungă cum se tund bărbații. Asta nu spun eu. Nu spun penticostalii. Asta spune Biblia dacă o acceptăm. Apostolul Pavel, referindu-se la creștini, în timpul slujbei, când, cum să vină cu părul în timpul slujbei? Cum să vii cu părul la biserică? Iată ce spune în 1 Corinteni 11, de la 4 la 7, și apoi tot în același capitol, de la 13 la 16. Haideți să citim. Orice bărbat, când vine la adunare, care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Cine este capul bărbatului? Hristos. Adică vii cu pălărie în biserică și tu vrei să te rogi. Cineva a venit și a avut o șapcă în cap. Unul din ușieri s-a apropiat și a zis, nu vă supărați, vă rog să vă luați șapca din cap, pentru că sunteți în biserică. El a reacționat în mod firesc, pentru că nu era un creștin întors la Dumnezeu. Și sigur că s-a simțit jenat, s-a simțit cumva ofensat și a ieșit nervos și a zis, nu mai vin aici. Ce trist! În biserica lui Dumnezeu spune Biblia, bărbatul trebuie să fie cu capul descoperit. Apoi mai departe, dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul. Care e capul femeii? Bărbatul. Bărbatul. Pentru că este ca una care ar fi rasă. Doar vă fac o paranteză. În Corint era așa numit templu al zeiței Afrodita. Zeița Afrodita era zeița frumuseții. Prostituatele care erau acolo la templu și întreținau relații sexuale cu cei care mergeau acolo, vezi, Doamne, să aducă jertfă, toate erau tunse zero. Ca și Madonna. Tunsă la zero. Pentru un creștin și pentru o femeie morală, o femeie serioasă, era o rușine să se tundă la zero. Și atunci apostolul Pavel spune că o femeie care vine în biserică și se roagă sau prorocește cu capul descoperit, este exact ca și una de acolo de la templul Afrodita, de la templu. Ca și de la zeița Afrodita, de la templu. Exact ca și una din acea femeie. Când creștinii din Corint au auzit așa ceva, au zis femeile, dar noi nu suntem ca alea de la templu. Noi suntem femei serioase. Atunci, fiți atente la închinare. La închinare vorbesc la biserică. Când o femeie trebuie să aibă capul acoperit? Hai să zicem că noi trebuie să mergem undeva, v-ați decis împreună cu soțul și soția să ieșiți la iarbă verde. Sau v-ați decis să faceți sport. Trebuie acum femeia să aibă capul acoperit? Să fim biblici, nu tradiționaliști.
când te duci în altă parte, te subordonezi soțului tău. Dar când vii în casa lui Dumnezeu, te subordonezi lui Dumnezeu. Amin. Și acum să vedem, este părul acel semn al autorității sau nu este? Pentru că în bisericile, în multe biserici penticostale, a apărut învățătura că femeia nu mai trebuie să-și pună nimic pe cap pentru că părul e învelitoarea capului. Dar apostolul Pavel nu vorbește de învelitoarea capului, ci vorbește de un semn al stăpânirii, care e diferit de învelitoarea capului. Pentru că dacă părul ar fi... Aminu, apreciez că îl spuneți, dar spre final. Sau mai rar. Vă rog foarte mult să înțelegem că dacă părul ar fi semnul stăpânirii, da? Știți ce zice așa apostolul Pavel? Bărbații să se roage cu capul descoperit, da? Dacă părul ar fi învelitoarea capului sau semnul stăpânirii, știți ce ar însemna? Toți bărbații să se tundă zero, nu? Că n-ai avea voie să vii cu păr în cazul ăsta, că ai fi cu capul acoperit. Dar semnul stăpânirii, vreau să vă spun, nu este părul, ci este ceea ce dumneavoastră purtați pe cap. Și asta nu-i prostie. Asta nu-i indoctrinare penticostală. Asta nu-i tradiționalism. Asta este ceea ce spune Biblia. 1 Corinteni 11 cu 10. Vă rog să-mi postați 1 Corinteni 11 cu 10. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii. Deci nu părul e semnul stăpânirii, ci ceea ce ai pe cap, pe păr pus. Și Dumnezeu să te ajute și să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Trebuie o femeie să-și împletească părul? Iată ce spune Biblia. 1 Timotei 2 cu 9. Nu cu împletituri de păr. 1 Petru 3 cu 3. Nu cu împletituri de păr. Trebuie să ne vopsim părul? Deja vă uitați mulți la mine. Frate, dar noi ne vopsim. Vreau să vă spun un lucru. Dacă îți vopsești părul, culoarea care ți-a dat-o Dumnezeu, poți să ți-l vopsești. Dacă îți vopsești părul, culoarea care nu ți-a dat-o Dumnezeu, oprește-te. În primul rând, de ce nu este bine să-ți vopsești părul? Amoniacul din acele substanțe este foarte toxic. Te poți îmbolnăvi de cancer. Te poți îmbolnăvi de anumite boli. Și Biblia vrea să fim sănătoși. Dumnezeu nu vrea să fim bolnavi. Știți de ce își vopsesc unii oameni părul roșu? Părul galben? Părul verde? Și în această vreme tinerii noștri sunt tentați și ei fie să se tatueze, fie să-și vopsească, să-și facă creastă de cocoș? Băieții? Vă spun de ce. Există o criză de anonimat. Oamenii vor să iasă în evidență cumva. Și dacă un tânăr nu poate ieși în evidență nici prin învățătură, nici prin abilitățile care le are, că nu poate să iasă în evidență cu nimic, știți ce face atunci? Vrea să iasă cu ceva în evidență. Și cu ce să iasă în evidență? Își vopsește părul roșu. Că el știe că atunci când trece pe stradă sau ar veni în biserică, când toată lumea l-ar vedea, ce s-ar întâmpla? Toată lumea îi dă atenție, nu? Și atunci el iese din acea criză de anonimat. Și dintr-o dată se vede un fel de vedetă. De aceea lumea asta e întoarsă pe jos, că-s mulți în criză. Și vor să iasă în evidență. Deci cred că am stabilit cu părul. Bărbații, părul îngrijit, aranjat, tuns scurt. Femeile cu părul lung, aranjat, îngrijit. Nu înseamnă cu părul zvăpăiat, vâlvoi, pieptănat, aranjat. Dacă vreți să-l vopsiți, vopsiți-l culoarea părului dumneavoastră care vi l-a dat Dumnezeu. Dar există pericole în sensul acesta. 2. Purtarea podoabelor. Trebuie un creștin să poarte cercei, lănțișoare sau nu trebuie?
Asta zicem noi. Dar să vedem ce zice Biblia. Ce zice Biblia? E păcat sau nu-i păcat? Pentru că asta mă interesează. Ce spune Scriptura? 1 Petru 3:3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară. Care e podoaba de afară? Purtarea podoabelor de aur. Acum vreau să vă spun ceva. Trebuie făcută distinția între o verighetă care ți s-a dat în ziua căsătoriei, pe care eu oricum n-am purtat-o, în timp când eu am venit aici, la Muntele Sionului, aveam 23 de ani când am fost ordinat păstor. Cred că eram cel mai tânăr păstor din țară. Și m-am trezit dintr-o dată într-un grup de păstori cu experiență. Fratele Opriș, fratele Tudoran, fratele Ghiță Moiș și alți păstori care erau aici. M-am uitat la mâinile lor și toți erau căsătoriți, dar niciunul nu purta verighetă. Deși i-am făcut cadou soției mele o verighetă de căsătorie și, bineînțeles, ne-am făcut reciproc, dar în momentul când eu m-am uitat la înaintașii mei, la acești oameni ai lui Dumnezeu, care au fost, n-au fost nici ei perfecți. Nu suntem perfecți. Și am văzut că nu poartă, i-am întrebat de ce nu purtați o verighetă. Pentru că sunteți căsătoriți. Și unii zic, eu port verigheta, că oriunde mă duc să vadă lumea că-s căsătorit, să nu se lege femeile de mine, auzi? Sau bărbații de mine, să vadă că-s căsătorită. Acum, când eu i-am văzut pe ei că nu poartă, și din motive serioase care mi le-au explicat, am înțeles și am luat aceeași decizie. Am vorbit cu soția mea și am spus, draga mea, dacă sunt serios, sunt serios și cu verighetă și fără verighetă. Dacă nu serios, pot să port verighetă oricât, că asta nu mă va face să fiu serios sau neserios. Nu mă va ajuta. Din pricina faptului că slujim Domnului și slujim unei comunități mari de oameni, fiecare are convingerile lui, pentru ca să nu le jignim, să nu le supărăm, am decis atunci să nu port verighetă. Dar, repet, verigheta nu este un păcat. Și vă spun de ce. Vă argumentez biblic. Ce a făcut tatăl fiului risipitor când fiul risipitor a venit acasă? I-a pus un inel în deget. Știți ce înseamnă asta? Apartenență. Tu ești din casa mea. Iisus n-ar fi dat acest exemplu niciodată dacă ar fi fost un păcat. Însă, dacă cugetul tău îți spune că e păcat, nu o purta. Dar problema e alta. Permițând acest lucru în bisericile evanghelice, creștinii noștri s-au pus verighete, inele, ghiuluri, au recurs mai departe, lănțișoare la gât, cercei în urechi, că dacă la americani nu-i păcat, de ce ar fi păcat la noi, la români? Dragii mei, Biblia spune să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. Și dacă cuiva îi place ce spune Biblia, să asculte și să împlinească. Dacă nu-i place ce spune Biblia, atunci n-au decât să ne pună oriunde, și pe năzbâtii teologice, să ne pună unde ori vrea, că asta spune Biblia. Să râdă lumea întreagă de noi, dar să nu râdă Dumnezeu. Și să nu spună niciodată nu v-am cunoscut. De ce creștinul nu trebuie să poarte lănțișoare la gât? Uitați-vă un exemplu. Vreau să vă dau câteva exemple din Biblie. În primul rând, creștinul trebuie să strălucească prin virtuți sfinte, nu prin metale prețioase. Caracterul e mai mult decât aurul. Ceea ce ești tu e mai mult decât argintul. Uitați-vă la Iacov, Genesa 35, 1-4. În Genesa 35, 1-4, acum Iacov se întoarce acasă după 20 și ceva de ani. Împreună cu soțiile lui, împreună cu copiii lui, împreună cu tot ceea ce i-a dat Dumnezeu. Și în timp ce se întoarce acasă, ajunge la Betel, casa lui Dumnezeu, locul unde s-a întâlnit el cu Dumnezeu. Și zice slugilor, soțiilor și copiilor lui, mâine ne suim la casa lui Dumnezeu. Și acum, fiindcă mergem la casa lui Dumnezeu, puneți, vă rog, textul acesta din Genesa, capitolul
35, de la 1 la 4, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo, ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Următorul verset, Iacov a zis lui și tuturor celor ce erau cu el, casei lui, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Cum de a tolerat până atunci? Curățiți-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, că acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor. Și ascultați, și cerceii pe care îi purtau în urechi, Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Dar de ce nu a venit cu ele la casa lui Dumnezeu? Iacov n-a fost odată la adunare, cum suntem noi. N-a auzit odată un cor cântând. Nu i s-a predicat odată Evanghelia de către un evanghelist. Sau n-a avut măcar o pericopă din Noul Testament. De unde știa el că Dumnezeu nu apreciază, nu acceptă așa ceva? Ci în fața lui Dumnezeu trebuie să mergi cu o atitudine reverențioasă. Pentru că aceste lucruri nu te fac altceva decât să te îngânfe. Să te ducă în mândrie. Întotdeauna în Biblie, nelegiuirea a fost asociată cu podoabele. Isaia 3, 16 la 26. Nelegiuirea poporului evreu a fost asociată cu podoabele. Deși în Biblie ni se vorbește despre faptul că în cer sunt străzi de aur, sunt porți de mărgăritare, este foarte, foarte mare lux. Străzile sunt de aur. Zice că un om a ajuns la porțile raiului și toată viața lui a strâns aur, argint. Și când a ajuns acolo, a crezut că, intrând în rai, va putea să-i cucerească pe cei de acolo, dându-le aur și argint. Și s-a uitat solul sfânt de la poartă și a zis, ce-ai acolo, omule, în sac? Păi am adus aur, zice, am adus să vă dau aur și argint, să mă lăsați să intru în rai. Băi, omule bun, tu știi că noi aurul aici îl folosim ca și asfalt la străzi? Cu asfalt vii tu aici. Isaia 3, 16 la 26. Iată ce au făcut în gânfarea asta. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase. Pentru că pășesc mărunțel și zornie cu verigile de la picior. Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicei Sionului. Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cercei, brățările și maramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiile cu mirosuri, parfumurile și bijuteriile descântate, inelele și verigele de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile. Și este acolo o listă, vă rog să citiți dumneavoastră acasă, pentru că au împletit neprihănirea cu nelegiuirea și au expus toată această mizerie înaintea lui Dumnezeu. Prin asta doar străluceau. Dar din punct de vedere spiritual erau foarte murdari. De asemenea, lucrurile acestea scumpe fac diferența între frați. Iată ce spune apostolul Iacov în capitolul 2. Dacă vine un om îmbrăcat cu o haină strălucitoare și cu un inel scump, voi când îl vedeți, îl luați de mână ușierii și îl aduceți și îi spuneți, hai așează-te aici în rândul din față. Și vine unul îmbrăcat prost, adică nu, mai slăbuț, care n-are nici măcar o tinichea, ci o haină slăbuță. Și îi ziceți, da, tu decorul strici, așează-te acolo mai în spate. Nu faceți voi o diferență fraților? Credeți că este plăcută lui Dumnezeu? Purtarea sculelor de aur și de argint duce la mândrie. Și mândria, spunea Crisostom, că este păcatul tuturor păcatelor. Ori Dumnezeu ne spune așa de frumos Biblia că stă împotriva celor mândri. Dar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5 cu 5, au zis cu ce să fim noi împodobiți, dacă tot vrem să ne împodobim. Surori,
și frați. Uitați-vă bine la ce spune Apostolul Petru. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar celor smeriți le dă har. Purtarea de scule de aur și de argint sunt asociate cu iubirea de bani. Și iubirea de bani este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Mulți zicem că nu iubim banii. Dar atunci de ce ne luptăm atât? Iată ce spune Apostolul Ioan, 1 Ioan 2:15 la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Dumnezeu să ne ajute la asta. De aceea noi creștinii nu purtăm lănțișoare, nu purtăm cercei, nu purtăm verigi în nas, în urechi. De aceea noi creștinii vrem să avem o atitudine reverențioasă și de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în al treilea rând, purtarea hainelor. De multe ori când am avut de-a face cu anumite persoane, fie în America, fie aici, și le spuneam de podoabe că este un păcat să le porți, ziceau, stai, frate, dar în Biblie scrie și de haine scumpe. Acum vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră sunteți acei oameni care căutați haine de firmă. Și poate veți zice cum. Am avut musafiri din România în America. Să știți că americanii, românii americani nu caută haine de firmă. Am avut musafiri din România în America. Și m-am dus cu ei, nu neapărat din Baia Mare, nu, să nu vă uitați urât la mine, să vă uitați frumos. Și m-am dus cu ei prin magazin. Ori pe unde m-am dus, au vrut haine de firmă. Și am zis, dar de ce căutați haine de firmă? Ce așa de important haina de firmă? Frate, zice, dacă e de firmă, prin haina aceea de firmă, poți să scoți o atitudine de mândrie și să te mândrești față de comunitate, față de frații tăi. Poate unul nu-și permite un costum, ziceți-mi voi un brand, că știți, cu siguranță. Hai, zi-mi un brand de firmă. Gucci-s de pantofi. Deja am învățat. Armani. Da? Sau ce mai este? Hugo Boss. Și așa mai departe. Dragii mei, Biblia ar vrea să avem un fel de uniformitate. Ce înseamnă o ținută decentă? Și despre asta aș vrea să vorbesc. Ce înseamnă creștinul trebuie să aibă o ținută decentă? Păi vreau să vă spun că dacă am venit în pantaloni scurți și în șlapi în biserică, ar fi bine? E o ținută decentă? Nu. Dacă am venit cu haine murdare, haine necălcate, ar fi o ținută decentă? Nu. Iată ce spune Biblia, câteva lucruri când trebuie să ținem cont de haine. Și vă rog să vi le notați. Hainele bărbatului sunt hainele bărbatului și hainele femeii sunt hainele femeii. Deuteronom 22:5. Vă rog să-mi puneți acolo pe ecran. Ascultați ce spune Dumnezeu, care nu s-a schimbat. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Lucrul acesta este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. M-ați auzit bine? Cum să vii tu ca femeie în pantaloni la biserică? Că pantalonii sunt pentru bărbați. Cum să vii tu bărbat în fustă ca englezii la biserică? Că fustele sunt pentru femei. Asta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Da, te duci la sport, nu o să mergi în fustă, clar. Du-te în pantaloni, în training și fă sport. Dar când vii în casa lui Dumnezeu, fie că-s repetiții,
Și dacă îți numai repetiții, nu vin în pantaloni scurți. Nu veni în pantaloni dacă ești femeie sau fată. Respectă-L pe Dumnezeu, că e același Dumnezeu prezent și când nu suntem noi aici, El e același Dumnezeu prezent. E casa lui Dumnezeu. Hainele conferă autoritate. Exod 28, 1 la 43. Și n-am să citesc de acolo. De exemplu, de ce oprim noi atunci când girofarurile, astăzi împreună cu Daniela și cu Sorin, am slujit la Sighetul Marmației, fratele Simi vă spune multe salutări. Și venind noi înapoi de acolo, ne-am apucat să cântăm o cântare, dar când era gata să începem cântarea, nu m-am văzut că fleșuiesc în spatele meu acele girofaruri de la poliție, am și înghețat. Zic, am pus-o, am ne dă tichet, ne dă amendă. Numai că frica a fost de scurtă durată, că a trecut pe lângă noi și s-a dus și am zis, slavă Domnului, du-te cu Domnul cât mai repede. Dar de ce oprim noi la semnalele acestea când vedem uniforma? Ce conferă uniforma? Autoritate, nu? Ăla-i polițai. Pe ăla nu-l poți ignora. Au mai fost câțiva care ne-au făcut cu mâna să-i luăm de pe drum, dar nu i-am luat. Dar ăsta, dacă ne-ar fi oprit o singură dată, ar fi înghețat roțile. Pentru că haina îi conferă autoritate. Contează haina. Prin haină noi transmitem mesaje. Noi totdeauna transmitem mesaje. Transmitem mesaje verbale, da? Prin viu grai. Transmitem mesaje prin mimica feței, da? Nu mi-e tot una dacă vă uitați încruntați la mine sau vă uitați zâmbind, nu? Contează foarte mult mimica feței. Când unul predică de aici, dacă predică așa nervos, parcă ți-e și groază să-l ascult. Zice, ce are ăsta? Ai certat și cu Scriptura, cu toată lumea de așa nervos. Dar dacă predică zâmbind, așa are o față senină, nu, cu dragă-l asculți. Păi la fel suntem și noi când predicăm. Dacă se uită înspre noi oameni cu fețe senine, parcă altfel vrei să predici Evanghelia. Transmitem mesaje prin haine, dragii mei. Haina transmite un mesaj despre tine. Cine ești? Într-o tabără, pe vremea când eram copil, m-am dus, că au venit americani și ne-au chemat într-o tabără la Râșca. Au venit atunci și ajutoare. Și în ajutoarele alea care au venit și tricouri. Mă, mi-a plăcut un tricou așa de fain. Avea un pahar cu ceva galben în el și cu o spumă pe deasupra. Eu nici nu mă gândeam ce e. De fapt, era o halbă de bere. Habar n-aveam. Și mi-am luat tricoul pe mine, uitându-mă la paharul ăla din spate, așa de fain era, mă gândeam să mă vadă toate fetele că am paharul ăla. Dar nu știam exact ce e în el. Și m-am plimbat prin toată tabăra și la un moment dat Rick, un american, unul dintre lideri americani, zice, come here, vino aici. Du-te repede și schimbă tricoul de pe tine. Dar de ce? Ce are? Păi tu nu vezi ce e pe spate. Văd, e un pahar cu... Tu nu știi ce e ăla. Nu. Păi eu dacă nu consumam bere, de unde știu? Păi zice, asta e o halbă de bere. Eu l-am întrebat, dar tu de unde știi? M-am dus imediat, am înțeles mesajul. Prin haine transmitem mesaje. Păi dacă vrem să ne îmbrăcăm ca cei de la Hollywood, sau Hollywood, cum ziceți aici, și să transmitem astfel de mesaje prin ținută, gândiți-vă ce crede Dumnezeu. Dumnezeu să ne trezească astăzi. Atenție la ținuta provocatoare, surori. Nu veniți cu fustele scurte. Pentru că provocați. Bărbații sunt provocați prin văz. Femeia e prin atingere. Dar un bărbat, a spus Domnul Iisus, dacă se uită la o femeie care e îmbrăcată sumar, automat, în mintea lui, el o poftește. Și spunea Domnul Iisus, dacă un bărbat se uită la o femeie ca să poftească, ce-a făcut? A și prea curvit în inima lui. De ce să fie un prilej de păcătuire pentru un bărbat? Din aceste motive, Biblia spune, îmbrăcați-vă decent. Adică să nu-ți iasă în evidență părțile trupului. Pentru că nu asta e important. Tu îmbracă-te frumos, adică îmbracă-te provocator acasă, să te vadă soțul tău. Când ieși în oraș, îmbracă-te, nu te îmbrăca provocator. Numai știi ce se întâmplă? Surorile, când ies în oraș, se îmbracă provocator și stând când stau acasă, se îmbracă ca bunica. Nu știu dacă se întâmplă așa și... Pățiți asta sau nu pățiți asta? A, păi lasă că-s acasă, dar ce? Că el n-are nicio treabă. Dar ce dacă el îi... Nu contează. Ba, contează, să știți.
Contează când vii în casa lui Dumnezeu, contează foarte mult cum te îmbraci. Nu veni îmbrăcată provocator. De asemenea, iertați-mă, suntem în Baia Mare, un oraș civilizat, cu oameni civilizați, dar trebuie să spun și asta. Nu veni cu haine murdare la biserică. E casa lui Dumnezeu. Cu haine care transmit feromoni mirositori, urâți. Pentru că cei din jurul tău nu pot să stea lângă tine, le pică părul din nas și zice, domnule, fă du-l undeva, că nu putem sta pe lângă el. De aia Dumnezeu îi spune lui Israel, atunci când s-a coborât pe muntele Sinai, spune-i poporului ce să facă. Să-și spele hainele. De ce să spele hainele? Păi imaginați-vă, ei călătoreau prin pustie și în pustie e mult praf, e multă secetă, transpiră foarte mult. Și Dumnezeu îi spune, spune evreilor să-și spele hainele, apoi să-și spele trupurile. Că mirosul ăla urât nu iese cu spray, ci un miros cu spray imbibat cu transpirație e mai urât decât crezi. Nu ține loc de duș. De aceea Dumnezeu spune, Eclesiastul 9:8, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Nu la întâmplare este subliniat Ilie ce haine purta, o manta. Nu la întâmplare Ioan Botezătorul o haină de păr de cămilă, Marcu 1:6, Ilie cu mantaua, 1 Împărați 19:19. Iar Iisus Hristos purta și el haine și o cămașă dintr-o singură țesătură. Ioan 19:23-24, atât de răi au fost ostașii că și hainele le-au luat și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș, iar pentru cămașa lui au tras la sorți. Asta au făcut ostașii. Atenție, creștinule, cu ce ținută vii înaintea lui Dumnezeu. Apocalipsa 3:18. Ținuta exterioară denotă ce ținută interioară ai. Spune foarte mult despre ținuta interioară. Biserica din Laodicea, spunea Domnul Iisus, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Iar în Apocalipsa 16:15, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu îi se vadă rușinea goliciunii. Dacă din punct de vedere spiritual Iisus Hristos se uită la noi, cum ne vede? Haina aceea albă care ți-a dat-o Domnul, nu s-a făcut cumva o zdreanță? Nu cumva n-am vegheat? Și când se deteriorează interiorul, începe să se deterioreze și exteriorul. Și atunci începe să-l împopoțăm, să-l machiem, să-l aranjăm, însă interiorul n-avem cum. Mă rog în această seară, în speranța că nu v-am supărat, nu v-am plictisit. Eu vă spun ce spune Biblia. Asta este datoria mea. Și în același timp eu s-o practic și să vă cer să o practicați și dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.